Neața lume, astăzi gătim cartofi prăjiți. Șef Ocăsâ is back, vă învață să faceți cartofi prăjiți. Problema e că... De fapt nu ne-a bănit. Naruțu. V-a zis că mi-a dat comandă de pe AliExpress de o grămadă de brățări. Aștept să-mi vină. Faza e că eu m-am apucasem deja... Filmează aici Sony. M-am apucasem deja și după zic, bă, sta, bă, că... Dacă tot fac asta, nu e momentul perfect ca să ne apucăm de un episod de Ocăsâ gătește, știi? Problema e că nu o să mă văd. Deci, e bine că vedeți voi aici. Bă, dar stai, n-aș vrea să mă pun în partea cealaltă. Aia zic, mă. Ne audem de aici, de partea asta. Sper că m-auziți până acolo. Deci, avem ustensile ăsta. Deja aici o să-i punem pe aia curățați. E apa aici. Deja am făcut vreo 3-4. Și aici ce o să mâncăm? Și aici cartofi, tata. Dar tot mic greu, nu știu, parcă nu vine bine să curăț așa de jos, să vine să mă ridic în picioare. Micuneata secretă, chestia asta, bă, rupe. De fapt nu rupe, curăță, dar e forță, la asta mă refer. E cartoful, lasă, chiar dacă nu mă văd eu nu contează, important e să vedeți aici maestria. Deci, e cartoful, ai luat chestia asta și încep. Acum sunt două tipuri. Unii trag, așa, plebi, cazane. Noi nu suntem cazane aici, noi împingem. Forță. Look at this speed. Despre ce vorbim aici? This is amazing. I-ai făcut mie jocul și după aia le pe la capete pe fraier. Nici cum arată. Cartoful cu pălărie. Și după aia le pe la capete pe fraier. Bam, 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 bam. Forță, celălalt cap. Și după aia, în cazanul cu apă. Problema știți care e? Cartofii ăștia sunt cei mai mici cartofi ever. Deci o să fac o găleată din ăștia. Literally o găleată din ăștia. Îți dai seama. O să facem un timeskip la toată chestia asta ca să nu stați 40 de minute cu mine aici până curăț o găleată de cartofi din ăștia. Se pare că acest cartof a avut un accident la muncă. Cred că când l-o scos cu sapa, eu că am dat daună aici. Săracul pare puțin lovit. A, și ce nu puteți să luați cu răzătoarea? Că vezi, uite cum zicem cartoful ăsta lovit. Are asta aici. Cuțit. Cuțit cu forță. Bași pe după el. Bam, 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 cotur. Schemă. Gat, ca nou. Forță, 10 din 10. În oală. Ăștia cred că sunt cartofi de la țară, că îți plin de pământ. Vezi? Ăia de ei de la magazin n-au atat pământ, n-au deloc pământ pe ei, n-ai face. Acum că am curățat cât am vrut să curățăm, să facem curat. Cel mai important, mereu, curat, curat, curat. Nu-i mare schemă, ei, ăsta, bam. Și după aia că, na, îți mai rămâne pământ, iei un prosop din ăsta și dai pe aici, că mai ai nevoie de masă, știi ce zic. Faza e că la liceu, la profilul la care am fost eu, la tehnician în gastronomie, bă, ne dispera profesoara aia cu faci scura, faci scura, știi? Și mi-a rămas în cap chestia aia. Acum, deci n-aș putea efectiv, aș muri dacă aș lăsa asta așa și să trec mai departe, știi? Să fac, să-i tai sau să-i prăjesc, nu, nicio șansă. Și mult mai bine, pentru că odată ce ai terminat, poți să și mănânci direct. Nu mai stai să faci curat, pule mă. Creier. Am spălat și micul nealta secretă și acum să trecem la oală. Faza e că acum, uite, aia de dinainte, de n-ați apucat voi să vedeți, de m-au apucat să-i fac, am găsit vreo 4-5 mai mari. Problema e că erau mult stricați și cam asta mi-a rămas din ei. Și unii am aruncat de tot, că pule mă, erau... Bă, erau mâncați, literally, tot. Nu știu, era cu șobolani, beci, cei pe acolo, dar mănâncă. Să zicem că luăm unul din ăsta mai demegiuit. Îi face așa mai subțiri. Și după aia îi pui înapoi. E ca la Lego. După aia îi pui înapoi. Ba, ceva de genul. Cât de cât să poți să-i prinzi în mână. Ai toate straturile aici. Și după aia încep. Ciop, ciop, ciop. Nu e mare schemă să zici că, bă, creier. E numai timpul cât îți ia, dar în rest... Dar cartofii prăjiți îți forță. Partea nasoală știi care e? Când ajungi aici la final, îți pică ăștia din mână, nu mai stau.
Atunci trebuie să le iei pe rând. Și tot așa cu toți. Cred că o să vă dau un time skip și aici, ca să nu vă plictisiți după mine. Dar mai întâi vă mai arăt un cartof. Deci la idee construit și după aceea îl construiești înapoi. Forță. Stai acolo, piesă cu piesă. Și după aia, ciop. Și ajungem iar la final, la ultimele bucăți, care sunt mai grele de ținut. Cel puțin eu nu pot să le țin. Bine, eu care fac cartofi, cred că de 3 ori pe an sau ceva de genul, dai seama. Experiența mea e zero. Bine, nici chiar zero, dar pe aproape. Dacă aveți bucate din asta mai mare și știți e greu să-l ții, poți să-l dai pe-n două. Și după aia se pare așa. Mi-a fugit un cartof, l-ați văzut? Bă, vină până acum, bă, ala. Stai să dăm cu niște apă. Asta era la modul, m-am dus, bă. Nu te-ai dus nicăieri, amici, înapoi. Și acum tot așa, construim. Bam. Și după aia la tăiat. O să faci și pe fiecare în parte așa, dar îți ia mai mult. Bine, că până la urmă tot aici ajungi. Că ultimele bucăți mai mici îți fug. Uite, sau ăsta. Acum cât de subțiri faci, ține numai și numai de tine. Poți să-i faci gen dacă vrei să-i... Se face așa felii din astea, să-i frigi așa. Dar nu-s mare fan felii. Acum, fiecare preferințe lui. Mare grijă să nu vă tăiați la mâini, că... Na. Nu sunt de la Masterchef să strigă, medic! Ajutor! M-am rănit la degetel și nu mai știu să mă repar acum. Bă, ăștia pe cât îți de mici și mai enervați de curățat că n-ați mici? Îți mai ușor de făcut aici, la final, mă. Că poți să-i ții mână că îți mici și faci mai repede. Am mai fugit un lazut și pe ăla. Bă, vino bă înapoi. După ce a terminat de tocat, trebuie să ne uităm să vedem dacă n-a ratat vreunul. Că, de obicei, în șanse să-ți mai... Na. Exact ce ziceam. În șanse să-ți mai rămână vreunul, că... Asta e atât de mic că poți să-l dai în două în inimă. Bă, dar a ieșit o grămadă, gen. Asta e destul de mare și aproape plin. Jumătate. Totuși, destul de mult. Și acum ne uităm după bucăți mai mari, le mai dăm o dată, că, na, îți mai scapă, îți dai seama, mica asta. Cât îi... Monstru. Pare destul de ok ce avem noi aici. Acum la chiuvetă spălat cartofii, neapărat. Deși oricum în asta aveam apă, știi? Dar na, trebuie golită, schimbată și tot așa. Haide! Deci, golim apa asta care era deja aici. Facem mare opritoare cu mâna. Nu o să mai pierde din cartofi, dar nu-i băi. De aceea luăm înapoi. Și după apă nouă. Mie, bă, că ne-a scăpat un cartof. O bucată destul de mare, inima. Forță. Le face o manevră din asta. Plus că se și vede că nu-i curat apa, că-i tulbure, știi? E chiar tulbure. Nămol, ce mai au cartofii prin ei, abar n-am. Substanțe. Chestii. Golit. Umplut iară. Faceți chestia asta de 2-3 ori. Depinde. De obicei de 3 ori, dar cred că de 4 ori ar fi prea mult, iar o dată e prea puțin, știi, de asta zic. Da, deja a început să liniștească apa, nu mai e. În 3 culori diferite. Avem o dată apa care era oricum pusă acolo de la început de când am curățat, a doua și a treia asta. Acum, după ce o golim, o să-i pune la fript. Faza e că dacă nu-i faci pe toți și mai vrei să-i lași pentru, nu știu, mai târziu, mai mâine, păi mâine, se lași în apă, că altfel să fac urâț, surâț. A,
Am scăpat de apă. Ne ștergem pe mâini, că mai trebuie să umblăm pe la cameră. Și acum se duce în aragaz. Faza e că aragazul meu... Aceea în camera băgată. Să văd dacă pot să-l memez și să ține și camera și să facem și cartofi. Cumva. N-aș vrea să-mi dau cu ulei pe cameră, de asta zic. Deci, open. O, ăla intră acolo. Pentru cartofi, ligheanul de cartofi, tată. Aia zic. Aici, băgat ulei ca lumea. Mare grijă, nu puneți oțet, am pățit. Nu-s fain. Nu-s fain deloc. Ulei. Scrie ulei pe el. Cred că nu mai avem ulei. This might be a problem, bă, dar sper să mai găsesc. Problema la ulei e cât de abia curge. Yo, stai că mi s-a stins camera odată că prea s-a încins fraiera. A găsit ulei între timp. L-am pus aici. Stai să vă arăt. Bun. Ei, și acum trebuie să faci transferul de aici, aici. Acum două moduri în care poți să faci asta. Ori e cu mâna și arunci și sare peste tot, ori e cu polonicul ăsta. Dar mai întâi trebuie să încingem uleiul, căci nu i-a dat foc la aragaz. Aprinzătorul, torțătorul, care ăsta face numai scântei, dar e suficient pentru aragaz. Acum când ni s-a încălzit uleiul, o să-i pune. Deci v-am zis, poți să iei cu mâna și să-i arunci, dar o să-ți sară peste tot, ceea ce nașpa, sau ei, eu prefer să-i așa cu paleta sau cu lopata, cum vrei să zici, și să-i pun direct acolo. E mai calmă situația. Pui cât intră. Cât să fie, să fie sub ulei, știi, nu deasupra. Să nu-i aglomerez, că după aia să fac pireu, știi? Pireu sau piure acolo? Aia e întrebare. Hai că mai intră vreo 3, așa pe aici. Ăsta, ca să nu se încinte coada la chestia asta, la lopată, îl punem acela ca tot. Easy. Ei, și acum time skip vreo jumătate de oră sau că trebuie să frigă ăștia. Habar n-am, sincer, nu m-am uitat niciodată la ceas să zici că, bă, păi cinciu, cartofi. Habar n-am. Mai vii, mai te uiți la ei, mai învârți. Îți dai seama când îți făcuți. O să vi arăt când îți făcuți, ca să vă dați seama. Ia uite cum se agită. Fierbeți. De fapt, frigeți. Prăjiți. Prăjiți sau frigeți. Bă, important este să facă, ce mai contează. De-am întors după ceva timp. Se pare că a început, vedeți, prima și prima dată, dar am uitat să vă arăt, la un moment dat e super clean și după aia începe să iasă spumețe din ei. Că na, apă cu ulei face ca toți draci. E, acum a început să se mai așeze. Înseamnă că ne apropiem de final, cât de cât. Mai lăsăm o țără până se mai limpezește uleiul și după aia sări pe ei. Ce am putea să facem totuși, este să le dăm o învârteală. Mamă, they look so good. De s-a aproape gata, se vede că s-a aproape gata. Spumeță ăștia. They make spumeți. Spumeți care se așează. Don't worry. Time skip 3 minute de acum înainte și we back. Ei bine, ei bine. După acel time skip frumos, ia uite-i. A? Aia zic, ăștia sunt ce trăbă, tată. By the way, cuvântul unui om care habar n-are ce face, deci nu. Nu vă luați după mine neapărat. Luăm castronul în care mâncăm. De obicei eu când am cartofi în castron. Castronul e ce trebuie. Și acum să-i scoatem pe fraier afară. Îi ținem un pic așa să mai luăm din ulei, că na, cât ulei să și mănânci. Apropo de sare, unii pun sare pe ei după ce îi curăță, știi, înainte se pună în ulei. Eu pun după, acum na, fiecare cu al lui. Sau vegeta sau ce vrei să pui pe ei. Ba, trebuie să fie exact un castron, să vezi cât mai mult. Acum trebuie să-i pescuim pe aia care mai rămân, știi? Că mereu îți mai rămân 2-3 pe acolo. Câteodată mai găsești, gen data viitoare când mai faci cartofi, mai găsești câte unul din ăla. Zici, bă, nici numai. Free food. Pe ce trebuie? Bun, pare că i-am pălit pe toți. Oprim aragazul, că nu mai întrebe. Așa de mi-a mai rămas și mi-a rămas o grămadă. O să pun apă peste ei, că nu mai mănânc, mie mi-ajungă castronul ăla și o să-i las, nu știu, poate și face mami cu mine de la muncă sau diseară mai mănânc o porție de cartofi, pot să mănânc de 5 ori pe zi, casa male. Puneți apă că să treacă peste ei, știi? Plum, nu cred că se vede apa aici. N-aș vrea să o vărs. Da, na, whatever. Eu îmi pun sarea după, deci. O să-i dăm cu sare. A lot of sare, I like sare. Sare, învârte. Amestecă. Arde. Mai luăm sare. Taste test. Să nu mă arzi pe gingie că te sparg.
Forță! Acum, mie îmi plac cartofii cu ketchup. Eu am mai luat și nebunia asta de la Lidl. Cocktail sos. Ce care în el? Fii atent. Unde mă ingredientele? Whisky. Morțiseu, știu dacă e bun. O să încerc cu fiecare să văd. Oricum, deja știu că ketchup îmi place, dar vreau să văd dacă e bun de ceva ăsta. Poate nu e cu cartofi. Am impresia că ăsta cred că e pentru carne sau ceva. O să încerc așa pe unul să văd dacă e bun sau e garbage. Avem aici o gură rezonabilă, a zice. 3-4 cartofi leșinați aici. Bă, e bun ăsta. Știți ce e ăsta, mă? Am impresia că ăsta e o mie de insule ăla de... sau sosul american de ți pune profi în hot dog. Nu e rău, dar cu carne e mai bun decât cartofi, sincer. Cam atât o să fie cu clipul ăsta. Sper că v-a plăcut. O să mi-o dau cu cartofii ăștia și ne-au de data viitoare cu alt clip.